salut! Astăzi îi dăm drumul cu serialul Noră pentru mama. Astăzi o să vorbim despre Fabio, Alberto și imediat și Roberto, trei frați care au pus Italia în cap, au terorizat Italia începând de jafuri, crime și cu o violență ieșită din comun. Într-adevăr, s-a făcut anumite sondaje și a zis că o violență ca la personajele respective nu s-a mai întâlnit în Italia la modul de operare și organizația respectivă. Deci vorbim de trei frați care au decis într-o secundă când au rămas fără bani și fără economii să acționeze barbar, de multe ori pe prejudicii foarte mici, cu acțiuni foarte mari, cu 24 de morți, cu 114 răniți, peste 100 și ceva de jafuri. Deci era undeva peste 100 și ceva de jafuri. Deci nu e vreun film american, nu e nici la cinema și nici vreun Netflix. E pura realitate a trei frați care au adus un mod de operare foarte, foarte dus la extrem aici în Italia. Într-adevăr, partea aia, Bologna, Riccione, Forlì, Pesaro, deci ele erau orașele unde ei activau. Bă, la un moment dat, frații ăștia respectiv, frații ăștia trei, au decis. Într-adevăr, Fabio, unul dintre ei, având o oficină mecanică și el muncea, era tenichigiu de meserie, datorită la anumiți oameni și la anumite bănci, a intrat, mai avea foarte puțin și intra în faliment, deci era pe muchii, să zic așa, cu activitatea. El a decis împreună cu frații săi să creeze un al doilea job și să aducă un beneficiu ca să nu intre în faliment cu activitatea respectivă. Acum oamenii respectivi au început cu o violență ieșită din comun, rar întâlnită, poate nemai întâlnită la vremea respectivă pe Italia, doar era paralelă cu criminalitatea organizată, vorbim de clanuri, de Cosa Nostra și altele. Dar neașteptată de trei frați care ei erau normali, să zic așa, proveneau dintr-o familie foarte modestă și dusă la extremă activitatea respectivă. Băi, au început cu stațiile alea după autostradă, stații de taxare, ghișeuri din alea micuțe, la orice ieșire după autostradă găsești 3-4 ghișei de genul. Într-adevăr, e o sumă de bani acolo, nu foarte mare, dar e o sumă de bani acolo. Acum depinde dacă sunt mai multe ghișei, poți să iei chiar foarte mulți bani, dar la modul de operare și violența dusă la extrem și propusă de ei în activitatea respectivă era sumele foarte, foarte minore, cum ar veni, se putea mult mai bine. La vremea respectivă se putea mult mai bine. Ei acum au decis să facă genul ăsta de infracțiuni, jafuri la ghișeile de taxare după autostradă, mai făceau și la un supermarket, deci mai făceau și la anumite supermarketuri, pentru că acolo, știți bine, sunt seifi. E seif, fiecare supermarket are un seif și banii încasați pe o anumită perioadă sunt depuși în seiful respectiv și mai făceau și acolo. Ba din contra, mai făceau și la anumite PECO, da? La anumite distribuitori din ăsta de benzină, de carburant, domnule, făceau jafuri și acolo. Într-adevăr,
Ei aveau o violență foarte, foarte ieșită din comun, arme foarte grele în mână. Acum, la un moment dat, după o activitate de ceva timp, a fost arestați o bandă de sicilieni, crezând că sunt responsabili de la jafurile după autostradă, de la ghișeile de taxare. I-a arestat pe oamenii respectivi, îți dai seama, doar pentru o simplă reputație, să zic așa, nicio probă că erau oamenii respectivi. I-a arestat pe sicilieni, crezând că sunt în transfertă pe la Bologna, Riccione, Pesaro, partea aia, și crezând că sunt în transfertă și ei fac problemele respective. După ce i-a arestat, acești trei frați au decis să schimbi modalitatea de operare, să nu mai facă genul ăla de infracțiuni, să urci un rang mult mai sus și să activezi pe altă scară a infracționalității. Au decis să facă bănci, au decis să facă blindate, da? Mașini blindate care transportă valori. Deci au schimbat traiectoria și tactica totodată. Într-adevăr, după o perioadă foarte, foarte lungă după ce a fost arestați sicilienii, garda s-a gândit că a pus stop la banda respectivă și că a fost arestată. Ei nu au mai făcut nimic o perioadă, după care a început să activeze pe alt stil. Acum, ce au făcut? Ei s-au dus la un comerciant, au transmis un mesaj, sau s-a dus unul dintre frați la un comerciant, a ajuns să transmită mesajul la comerciant, un comerciant de mașini foarte mare din zona respectivă, din zona Boloniei, și i-a zis așa: fii atent, trebuie să ne dai taxă de protecție. Omul respectiv a zis: ok, câți bani trebuie să-ți dau? Bă, undeva la 30 de milioane în lire. Îți dai seama că puteam să mă uit să văd cât valora în euro, dar era o sumă consistentă, cum ar veni să plătească comerciantul la ei taxă drept de șmecher, taxă de protecție. La noi mai mult e drept de șmecher, taxă de protecție. Dar oamenii, când a transmis mesajul la comerciant, a zis așa: noi nu vrem glume. Comerciantul a zis ok. După care urma să se întâlnească cu ei. Îți dai seama, eu fi lăsat un telefon, ceva, i-a zis: ia-l de aici și răspuns că te sunăm noi și spunem noi unde să vii, îți dăm noi punctul de reper unde ne găsești. A zis ok, el a plecat, dar mesajul a fost transmis și a zis așa: nu vrem glume. Comerciantul, crezând că e o glumă, ce a făcut? A apelat la instituțiile statului, la poliție, și a zis: uite, așa, așa, a venit să-mi ceară taxă de protecție. Într-adevăr, două mașini de la poliție, două sau trei mașini de poliție, ce a zis? Du-te în față că noi îți ținem spatele, stai liniștit, tu du-te și întâlnește-te cu oamenii respectivi ca să urmeze flagrantul și să-i aresteze. Dar ei nu au fost pregătiți și nu și-au dat seama că oamenii care urma să se întâlnească cu ei era de un nivel și de o violență ieșită din comun, și era tot gândit și tot calculat ca să le fie bine și nu accepta înfrângere. Ei, poliția n-a știut lucrul ăsta. S-au urcat două, trei mașini, a început să-i facă escortă, cum ar veni, la comerciantul respectiv, i-a zis: du-te și fă treaba că noi suntem în spatele tău. Omul respectiv a sunat: băi frate, unde ne găsim? Aia i-a zis: tu ia autostrada, mergi pe autostradă, la fiecare pod
după autostradă, te oprești și numeri până la 10, după care iar pleci. Până vei găsi o geantă lăsată în jos, de sus, după pod, vei găsi o geantă lăsată în jos cu ața și acolo depozitezi bani și îți vezi de treaba ta. Perfect. El a mers într-o direcție cu mașina pe autostradă, după care ei i-a zis la telefon, i-a zis așa: întoarce mașina, schimbă sensul de mers, ia iar autostrada în sens opus. Și la fel, în numeri, la fiecare pod te oprești, în numeri până la 10, te uiți și pleci. La fiecare pod. A făcut asta la vreo 10 poduri, deci la vreo 10 poduri a făcut asta. În final a ajuns la geantă. Când a ajuns la geantă, ei erau așa de bine poziționați și așa de bine era organizată toată chestia asta de cei trei frați, da? De Fabio, Roberto și Alberto, încât ei vedeau absolut tot de sus. Deci, imediat ei și-a dat seama că omul respectiv vineau cu prieteni în ghilimele, cu prietenii lui, adică colaborase cu poliția și lor lucrul ăsta nu le-a plăcut. Ei a dat mesajul de la început și a zis așa: nu fă glume. Când ei și-a dat seama că omul respectiv e însoțit de poliție, acolo a început un conflict și nu i-a mai interesat banii, a vrut să transmită mesajul: băi, cu noi nu glumești. Și a început un conflict foarte, foarte violent cu poliția. Acum, pe ei îi ajutau foarte mult, ei știau, erau foarte antrenați cu armele, îi mai ajutau pentru că ei aveau arme foarte grele în mână, poliția avea pistolul din dotare, îți dai seama. Era o diferență de la cer la pământ, ce aveau ei și ce avea poliția. Ei aveau Magnum, aveau Kalashnikov, poliția avea pistol normal. Au început o ploaie de gloanțe și un conflict foarte violent acolo, dintre care a fost foarte mulți răniți și unul din carabinierii respectivi, ulterior, la scurt timp, a decedat la spital. Păi ei nu i-a mai interesat banii și i-a interesat mesajul: fii atent că noi nu glumim, ți-am spus că glumim. Bun. Într-adevăr, oamenii s-au retras și și-au văzut de treaba lor, și-au dat seama și a zis: băi, e prea complicat să mergem pe taxe de protecție, avem contact cu oamenii, omul în secunda a doua poate să ajungă la, în secunda a doua poate să ajungă la instituțiile statului și mereu o să avem conflict cu garda și contact direct cu persoane, mai bine acționăm și facem jafuri, ne vedem de treaba noastră, mergem pe jafuri, a zis ei la momentul respectiv. Într-adevăr, oamenii băgați în datorii, chiar a dat unul dintre frați, Fabio, chiar a dat un interviu și a zis, el a făcut totul pentru că era într-un moment de cumpănă și îi trebuia bani, era pe partea economică. Ei au fost acuzați că lor li și plăcea să omoare lumea și a zis: nu, noi nu vroiam să omorâm lumea, pe noi ne interesa doar bani și atât. Acum au început, bun, au fost 7 ani de criminalitate dusă la extrem, 7 ani de violență și inclusiv cu explozibil au lucrat oamenii respectivi. Într-adevăr, ei n-au știut dozajul și la o clădire a distrus-o 90%, aproape 100% au distrus-o complet pentru că nu știa dozajul respectiv la explozibil ca să arunce niște geamuri în aer ca să poată să intre și când a pus explozibilul a fost o cantitate foarte mare și a făcut un dezastru. Dar de acolo, deci de la conflictul ăsta cu taxa de protecție, acolo a fost comisă crima și acolo s-a activat chestia asta și totodată ei nu acceptau o înfrângere și nu își doreau o înfrângere, ei a început o,
un mod de infracționalitate, deci nu-i mai interesa absolut nimic, avea conflict inclusiv cu garda, odată chiar mergea la un jaf, erau pe stradă, mergeau la un jaf, trei frați în mașină și la un moment dat i-a depășit o mașină de poliție. Poliția și-a dat seama pentru că ei au și denumirea asta, foloseau o mașină foarte, foarte comună, la vremea respectivă foloseau un Fiat Uno alb, era foarte comună mașina respectivă. O deținea unul dintre frați în proprietate, dar când mergea la anumite jafuri, îi schimba numărul de matriculare sau îl modifica ca să nu fie depistați. Într-adevăr, nu folosea tot timpul aceeași mașină, foloseau și mașini diferite, dar în mare parte foloseau Fiat Uno pentru că era o mașină comună. La un moment dat, când i-a depășit poliția, și-a dat seama că cine se află în mașina respectivă, i-a depășit și imediat s-a oprit, încercând să îi aresteze, să-i blocheze. Ei, poliția, fără să-și dea seama, erau trei carabinieri foarte tineri, 20 și ceva de ani, fără să-și dea seama, fără experiență, cine se află în mașină și cu ce infractori are de-a face. Unul dintre frați chiar a scos arma pe geam și a tras câteva focuri la... A avut o șicanare, să zic așa, în trafic, un conflict din ăsta, un conflict, dar mai mult o șicanare, după care șoferul a decis să întoarcă mașina, a decis să întoarcă pe sens opus, să întoarcă înapoi, să se elibereze de poliție. La un moment dat a întors și mergea pe sens opus, la un moment dat au văzut un golf că venea foarte, foarte tare și a dat seama că carabinierii a dat pe stație și a chemat ajutoare și au decis să întoarcă iar mașina să o ia în direcția înspre carabinieri, cum ar veni. Ei erau prinși undeva la mijloc și au decis, dă-i în față, faci prima la stânga și vedem noi pe unde ieșim. Până să ajungă să facă prima la stânga, carabinierii au încercat să facă un baraj, să zic așa, au pus mașina pe stradă, au pus-o de-a curmezișul, s-a dat jos, ei au oprit mașina, s-au dat ambii frați, s-au dat jos, doi, trei, câți erau, erau trei în momentul respectiv, carabinierii și ei erau trei și au avut un conflict unde carabinierii au fost uciși, au fost omorâți, dar acolo a fost cineva martor și a zis așa. Oamenii respectivi, când au acționat, deci erau doi frați cu armele în mână. Unul era în dreapta, unul era în stânga. Ăla din dreapta trăgea din dreapta la stânga, ălălaltul trăgea de la stânga la dreapta. Dar când ei mergeau și avansau înspre carabinieri, ei când mergeau lăsați pe genunchi. Lăsați pe genunchi. Ăsta a fost un amănunt unde poliția și-a dat seama că e cineva militar, e cineva care știe să acționeze, e cineva care a lucrat în instituțiile statului sau are anumite antrenamente și știe să intri într-un conflict cu arme, asta e ideea. Iar a mai zis martorul respectiv, a zis așa, când după ce au fost uciși acei trei carabinieri, când s-au urcat în mașină să plece, ei mergeau foarte încet și foarte reci, singuri pe ei, s-au urcat pur și simplu mașină, i-a zis dă-i drumul la treabă, nu mai avem niciun obstacol, hai să plecăm. Deci ei erau foarte reci. Au mai acționat odată într-un mod unde iar poliția și-a dat seama că e un gen de infractori care duce totul la extrem, la o violență foarte extremă, nu are absolut, nu vorbim de milă, nu are nici conștiință de anumite chestii, s-a dus să facă un jaf la un PECO,
și l-au omorât pe omul de la Beko. Omul respectiv avea și un câine. I-au omorât inclusiv câinele de la omul respectiv și acolo și-a dat seama poliția și a zis: bă, noi aici avem de-a face cu cineva care nu are scrupule și pe bune. Deci modul lor de operare devenea din ce în ce mai violent, din ce în ce mai violent. Într-adevăr, mereu apărea mașina asta, în multe cazuri apărea mașina asta, Fiatul ăsta alb, și de acolo a plecat și denumirea de acolo a plecat și denumirea la banda respectivă. Acum, doi din frați, deci ei erau trei frați, doi din frați lucrau și munceau, erau polițiști, da, erau polițiști, lucrau în chestură, lucrau pentru stat, servea statul, cum s-ar zice. Al treilea, Fabio, era mecanic și tenechigiu, dar totodată ei știa cu cine are de-a face, ei știa, erau foarte bine pregătiți să acționeze și de multe ori, în anumite jafuri, chiar ei mergeau și făceau anchete și luau anumite declarații de la martori. Îți dai seama că ei duceau și înclinau ancheta cum vroiau ei, pentru că era logic să o ducă în favoarea lor. Dacă zicea cineva că era cineva brunet, a fost unul brunet la 1,80 m, el scria ce vroia el. Deci înclina ancheta, era ceva logic și normal. Dar la poliție le-a trebuit foarte mult timp să-și dea seama, le-a trebuit 7 ani de zile să-și dea seama cu cine are de-a face și ce infractori are în față și o să facă următorul episod și ai să vedeți unde au fost arestați, cum au fost arestați, ce infracțiuni feroce au făcut, câți bani au luat și tot așa. Într-adevăr, oamenii au făcut, nu prea făceau greșeli. Poliția chiar a rămas surprinsă la momentul respectiv, a rămas surprinsă. Ei își creiau foarte, foarte bine căile de fugă după ce intervenea și când intervenea cu o violență de nimic nu putea să-i oprească. Nu interesa ce bilanț de răniți și morți va fi. Ei vroia să-și atingă obiectivul și să-și îl ducă la bun sfârșit. Într-adevăr, foarte complexă povestea respectivă. Deci, doi dintre ei erau polițiști, au mai aderat și alți infractori la gruparea respectivă și să vezi că infractorii care au aderat la gruparea respectivă, tot polițiști erau, unicul care nu era din instituția statului era Fabio, care era mecanic, nu avea nicio treabă cu instituția statului. Era singurul om care era din extern, să zic așa. Roberto era șeful grupării, da? Era șeful grupării. Din cauza lor au fost și alte bande arestate. Nu știu dacă a contribuit ei ca să ducă în eroare și au contribuit ca să fie alte bande arestate, doar ca să ducă anchetele în eroare și să zică la un moment dat când au fost arestați sicilienii, poliția de la vremea respectivă chiar a zis: gata, am terminat cu banda asta, cu ăștia care fac jafurile respective, dar ei își ridicase rangul și după o perioadă foarte scurtă și acționau foarte violent și foarte, foarte ferm. Aveau un interval de la un jaf la altul undeva la 30-30 ceva de zile. Acum au început să facă și jafuri armate la portavalori, la mașini de portavalori, acolo unde chiar au omorât un